Virtuțile lui Buddha. Buddha câștigă respectul lumii din cauza a cinci virtuți: conduită superioară, punct de vedere superior, înțelepciune desăvârșită, capacitate superioară de a predica și puterea de a conduce oamenii să practice învățătura sa. În plus, alte opt virtuți permit lui Buddha. Să acolde binefaceri și fericire oamenilor. Aduce binefaceri imediate în lume și practica învățăturii sale. Judecă în mod corect binele și răul, adevărul și greșeala. Conduce oamenii la iluminare, învățându-i adevăratul drum. Conduce toți oamenii prin mijloace adecvate. Evită orgoliul și lăudăroșenia. Face ceea ce a spus și spune ceea ce a, a făcut și astfel împlinește legămintele inimii sale pline de compasiune. În practica meditației, Buddha păstrează un spirit calm și netulburat, radiind de iubire, de compasiune, de bucurie și de stăpânire de sine. El acționează în același fel față de toți oamenii, purificându-le cugetul și acodându-le fericirea într-o perfectă gândire unitară. Buddha este și tată și mamă pentru toți oamenii acestei lumi. În timpul celor 16 luni de după nașterea unui copil, părinții trebuie să-i vorbească folosind cuvinte copilărești, apoi treptat ei îl învață a vorbi ca adulții. În tocmai părinților, Buda poartă la început grija oamenilor, apoi îi lasă să-și poarte ei însuși de grijă. El le aduce la început lucruri care să le satisfacă dorințele și apoi îi conduce la un adăpost liniștit și sigur ceea ce Buda practică în limbajul său, oamenii primesc și asimilează în propriile lor limbi ca și cum le-ar fi fost în mod exclusiv destinat. Starea de spirit a lui Buda întrece gândirea umană. Ea nu poate fi înțeleasă prin cuvinte. Ea se poate numai sugera prin pilde. Fluviul Gange este răscolit de mersul cairor și al elefanților și tulburat de mișcările peștilor și al țestoaselor dar fluviul curge limpede și netulburat de aceste nimicuri. Buda este ca marele fluviu. Pești și broaștele altor învățături înnoată printre adâncimile sale și împing contra curentului său, dar în zadar. Dracma lui Buda curge limpede și netulburat. Înțelepciunea desăvârșită a lui Buda se apără de extremele prejudecăților și păstrează o moderație care este mai presus de orice descriere. A tot știutor, Buddha cunoaște gândurile și sentimentele tuturor oamenilor și realizează într-o clipă orice lucru în această lume. Așa cum stelele cerului sunt reflectate în marea liniștită, la fel și gândurile și sentimentele oamenilor, precum și toate împrejurările sunt reflectate în profunzimile înțelepciunii lui Buddha. De aceea, Buddha este numit Iluminatul Perfect, a tot știutorul. Înțelepciunea lui Buddha reîmprospătează cugetele aride ale oamenilor, iluminează și învață semnificația acestei lumi, cauzele și efectele sale, aparițiile și disparițiile sale. De fapt, fără ajutorul lui Buddha, care aspect al lumii ar fi înțeles de oameni? Buddha nu apare întotdeauna ca un Buddha, el apare ca o încarnare a răului, ca o femeie, ca un zeu, ca un rege sau ca un om de stat. El apare într-un bordel sau într-o casă de joc. În cazul unei epidemii, el apare ca un medic și în război el predică răbdarea și compasiunea pentru cei ce suferă, pentru cei ce găsesc că aceste lucruri sunt eterne. El practică efemiritatea și incertitudinea. Celor îngânfați și celor egoiști le propovăduie umilința și sacrificiul de sine. Celor încălciți în pânza plăcerilor mondene le dezvăluie mizeria lumii. Menirea lui Buddha este de a manifesta în toate lucrurile și în toate ocaziile pura esență a lui Dharmakaya, natura absolută a lui Buddha. Astfel, dragostea și compasiunea lui Buddha emană din acest Dharmakaya într-o viață fără sfârșit și într-o lumină fără margini, aducând dezrobirea umanității. Lumea este ca o casă în flăcări, care este fără întrerupere distrusă și reconstruită. Oamenii confuzi din cauza obscurității ignoranței își pierd cugetul în mânie, nesatisfacție, gelozie, prejudecăți și pasiuni pământești. Ei sunt asemenea copilor care au nevoie de o mamă. Oricine trebuie să se sprijine pe iubirea lui Buddha. Buddha este un tată pentru toți în această lume. Toate ființele umane sunt copiii lui Buddha. Buda este cel mai sfânt dintre toți Sfinții. Lumea este consumată de, de decreptitudine și moarte. Suferința este omniprezentă, dar oamenii acaparați de zadarnicele căutări, de plăceri pământești, nu sunt destul de înțelepți pentru a realiza aceasta. Buda a văzut că, că Palatul plăcerii este în realitate o casă în flăcări, astfel el a evadat și a găsit refugiul și pacea în liniștită, în liniștită pădure. Acolo, în solitudine și liniște, marea inima compasiunii îi veni și el a învățat să spună. Această lume schimbătoare și suferindă îmi aparține. Acești ignoranți, acești nechipzuiți sunt copiii mei. Eu sunt singurul care pot să-i salvez de deziluziile și mizerile lor. Cu Buddha este marele suveran al dracmei. El poate propovădui oamenilor așa cum dorește. Astfel Buddha apare în lume pentru a binecuvânta oamenii, cu scopul de a-i salva de suferințe. El le propovăduie dragma, dar urechile oamenilor sunt amorțite de lăcomie și sunt neatenți, dar cei ce ascultă învățăturile sale sunt eliberați de iluzii și de mizerile vieții. El a zis, oamenii nu pot fi salvați sprijinându-se pe propria lor înțelepciune, ci cu credință ei trebuie să pătrundă învățătura mea. Așadar, va trebui ascultată și pusă în practică învățătura lui Buddha. Cele patru adevăruri nobile 1. Lumea este plină de suferință. Nașterea este suferință. Bătrânețea este suferință. Boala și moartea sunt suferințe. A întâlni o persoană detestabilă e suferință. A fi despărțiți de persoana iubită este suferință. A nu-ți putea satisface dorințele este suferință. Rezumând toate acestea, o viață care nu se poate elibera de dorințe, și de pasiune implică întotdeauna suferință, iată ceea ce se numește adevărul despre suferință. Cauzele suferinței umane se găsesc fără îndoială în dorințele corpului fizic și pasiunile care asaltează inima omului. Dacă se caută originea acestor pasiuni, aceasta se găsește înrădăcinată în toate dorințele intense ale instinctelor fizice. Aceste dorințe, bazate pe o nevoie imperioasă de a trăi, caută să pună stăpânire pe tot ceea ce este dezirabil, chiar dacă uneori este moartea. Acesta se numește adevărul despre originea suferinței. Dacă dorința, care se află la originea tuturor pasiunilor umane, poate fi înlăturată, atunci pasiunile se vor disipi și toate suferințele umane vor dispărea. Acesta se numește adevărul despre suprimarea suferinței. Pentru a intra în starea unde nu se află nici dorințe, nici suferințe, trebuie urmată calea nobilă cu opt ramuri: vederea corectă, gândirea corectă, vorbirea corectă, comportarea corectă, viața corectă, străduința corectă, atenția corectă și concentrarea corectă. Iată ceea ce se numește adevărul despre calea nobilă către suprimarea cauzei suferinței. Oamenii trebuie să păstreze clar în minte aceste adevăruri, deoarece lumea este plină de suferințe și dacă cineva dorește să fugă de suferință, acesta trebuie să taie legăturile pasiunilor umane care sunt singura cauza suferinței. Calea vieții, care este liberă de orice pasiune și de orice suferință, poate fi cunoscută numai prin iluminare și iluminarea se poate dobândi numai urmând calea nobilă cu opt ramuri. 2. Cei ce caută iluminarea trebuie să înțeleagă aceste patru adevăruri nobile. Fără a le înțelege, ei vor rătăci la nesfârșit în labirintul iluziilor lumii. Cei care înțeleg aceste patru adevăruri nobile se spune că sunt oameni care au dobândit ochiul iluminării. Așadar, acei ce doresc din toată inima să urmeze învățătura lui Buddha a trebui să își concentreze cugetul asupra acestor patru adevăruri nobile și să caute să le înțeleagă semnificația. Din toate timpurile, un sfânt care e sfânt cu adevărat este cel care a înțeles și a propagat aceste patru adevăruri nobile. Dacă o persoană înțelege clar aceste patru adevăruri nobile, atunci calea nobilă cu obramuri îl va conduce departe de lăcomie. Și dacă o persoană se liberează de lăcomie, și de pasiunile sale, atunci este în pace cu lumea. Nu ucide, nu fură, nu comite adulter, nu minte, nu bârfește, nu măgulește, nu invidiază, nu se înfurie și fără a uita niciodată caracterul trecător al vieții, nu se îndepărtează de la drumul bun. A urma carea nobilă este ca și cum s-ar pătrunde cu o făclie într-o cameră obscură. Obscuritatea dispare și lumina umple camera. Cei care înțeleg sensul nobilor adevăruri și care urmează calea nobilă, posedă lumina înțelepciunii care alungă bezna ignoranței. Buddha îndrumă oamenii sugerându-le cele patru adevăruri nobile. Cei ce le înțeleg perfect câștigă iluminarea. Acestea sunt adevăruri care au capacitatea de a conduce și susține pe alții în această lume deșartă. Ele sunt demne de încredere. Când cele patru adevăruri nobile sunt înțelese, toate izvoarele pasiunilor sunt secate. Pe baza acestor patru adevăruri nobile, discipolii lui Buddha vor dobândi toate celelalte prețioase adevăruri. Ei vor dobândi înțelepciunea prin care ei vor sesiza sensul profund al lucrurilor și vor fi capabili să predice dracma întregii omeniri. Cauzalitatea 1. Există o cauză a întregii suferințe umane și există de asemenea un mijloc de a-i pune capăt fiindcă în această lume totul apare dintr-un imens concurs de cauze și de condiții și totul dispare când aceste cauze și condiții se schimbă. Ploaia, vântul care suflă, plantele care înfloresc, frunzele care cad și sunt purtate de vânt sunt fenomene interdependente de cauze și condiții care le provoacă și care dispar când cauzele și condițiile se schimbă. Un copil este născut în anumite condiții create de părinți. După ce a fost născut, corpul său crește datorită hranei și cugetul său se dezvoltă datorită educației și experienței. Deci, corpul și spiritul, ambele depind de cauze și ele evoluează în funcție de schimbarea cauzelor. Așa cum ochiurile unui năvod sunt ținute prin nodurile care le leagă, la fel totul în lume se conectează printr-o serie de noduri. Va fi o mare greșeală dacă cineva gândește că un ochi al unui nevod poate să se mențină independent. Un ochi este ochi făcut datorită altor ochiuri. Fiecare ochi este necesar pentru existența altor ochiuri. 2. O floare înflorește prin concursul mai multor cauze și frunzele cad de asemenea prin concursul mai multor cauze. Fără aceste cauze, floarea nu înflorește și frunza nu cade. Floarea apare grație anumitor cauze și frunza cade grație anumitor cauze. Frunza cade grație altor cauze. Totul este în continuă schimbare. Niciun lucru nu poate exista prin el însuși fără a se schimba. Este nemuritoarea și neschimbătoarea lege a acestei lumi. Totul este creat de o serie de cauze și condiții și totul dispare urmând aceeași lege totul se schimbă, nimic nu rămâne constant. Înlănțuirea cauzelor 1. Unde este izvorul suferinței, al tristeții, al durerii și al neliniștii? În faptul că, în general, oamenii sunt ignoranți și plini de dorințe. Ei țin cu încăpățânare să trăiască în bogăție și onoare, în bunăstare și plăcere, în agitație și egoism, fără a ști că plăcerea însă și a acestor lucruri este sursa de suferințe. Chiar de la începutul lumii, omul a fost lovit de tot felul, de toate felurile de calamități. Pe deasupra, el nu poate evita boala, bătrânețea și moartea, trei lucruri care sunt cauza de tristețe și de durere. Dar, luând în considerare toate faptele, la baza tuturor suferințelor umane se găsește principiul dorințelor și pasiunilor. Dacă lăcomia ar putea fi înlăturată, suferințele umane ar dispărea. Ignoranța se manifestă prin lăcomie și concepțiile greșite care umplu mintea omului. Această ignoranță și aceste concepții greșite provin din faptul că omul ignoră adevărata rațiune care prezidează succesiunea lucrurilor. Din ignoranță și lăcomie se nasc dorințe impure pentru lucruri care sunt de fapt de neobținut, dar la care oamenii răvnesc și le caută orbește cauza ignoranței și a cupidității, oamenii imaginează discriminări acolo unde în realitate nu există discriminări. Inerent, nu există discriminarea a binelui și răului în comportarea omenească. Dar oamenii, datorită ignoranței, își imaginează astfel de distincții și le judecă ca bine sau rău. Datorită ignoranței, oamenii au întotdeauna gânduri greșite și pierd modul just de a vedea. Din cauza ignoranței, se atașează ego lor și comit acțiuni greșite, ca rezultat ei se pierd într-o existență iluzorie. Iată o comparație, domeniul, fa domeniul faptelor, karma, este un câmp, gândirea discriminantă, este sămânța, aceasta se acoperă cu ignoranță, se stropește cu dorințele de deșarte și cu egoism, se adaugă aici îngrășământul lăcomiei, astfel se naște eroarea. În realitate, acest fapt se petrece în însuși cugetul omului. Prin urmare, cugetul este acela care este cauza acestei lumi de iluzii, de suferințe, de tristețe, de necazuri și de neliniște. Această întreagă lume iluzorie nu este altceva decât umbra cauzată de cuget, care este același cuget de la care vine iluminarea. 3. În această lume există trei gândiri greșite. Dacă un om se cramponează la aceste gândiri, atunci totul în lumea aceasta va trebui să fie negat. Prin gândire greșită este aceea de a crede că totul în lume este condus de destin. A doua este aceea de a gândi că totul este creat de un Dumnezeu și totul depinde de voința sa. A treia este aceea de a afirma că totul se întâmplă din pură șană, fără să existe nici cauză, nici condiție. Dacă totul depinde de destin, binele și răul ar fi predestinate. La fel ca și fericirea și nenorocirea, nimeni nu rezista care ca să nu fie predestinat. În acest caz, toate planurile și eforturile omenirii pentru ameliorare și progres ar fi inutile, iar umanitatea ar fi fără speranță. Spune că totul este sub dependența unui Dumnezeu sau că nu există nici cauză, nici legătură, înseamnă că te lovești de aceeași obiecție. Dacă aceasta ar fi situația, nu ar exista niciun motiv de a face eforturi pentru a evita răul. Și a promova binele. Deci aceste trei moduri de gândire sunt greșite, pentru că totul este o succesiune de fenomene a căror suste este acumularea cauzelor și condițiilor. Impermanența și absența egoului 1. Deoarece corpul și cugetul au apărut prin concursul de cauze și de condiții, rezultă că nu există individualitate permanentă. Din moment ce corpul este făcut din carne, el este un agregat de elemente este nestatornic, că corpul este un ego, individualitate, ar putea face acesta sau acel lucru după propria lui voință. Un rege are puterea de a răspăti sau de a pedepsi după cum îi place, dar împotriva voinței sale se îmbolnăvește, îmbătrânește și soarta nu corespunde decât rare ori dorințelor sale. În plus, spiritul nu este un ego-individualitate, de asemenea, spiritul uman este un agregat de cauze și de condiții. El este în continuă schimbare. Dacă spiritul era un ego, individualitate, el putea face acest sau acel lucru după propria lui voință. Dacă spiritul se îndepărtează adesea de ceea ce știe că este just și aleargă fără să vrea după ceea ce este dăunător și totuși nimic nu pare să se întâmple exact cum dorește egoul. 2. Dacă cineva este întrebat corpul este constant sau nu, va trebui să răspundă că este inconstant. Dacă cineva este întrebat dacă existența inconstantă este fericire sau suferință, în general, trebuie să răspundă că ea este suferință. Dacă cineva își imaginează că un lucru atât de nestatornic, întotdeauna schimbător și plin de suferințe, este un ego-individualitate, acesta se înșală grav. Cugetul uman este la fel de inconstant și plin de suferințe. El nu are deci nimic care să-l poată face a se numi un ego individualitate. Ca urmare, corpul și cugetul, elemente ale vieții individuale și lumea exterioară ce pare al înconjura sunt departe de noțiunile de ego și de al meu. Numai că cugetul care este întunecat de dorințele impure și impermeabil înțelepciunii, persista a gândi în termeni de ego și al meu. Din moment ce corpul și lucrurile ce îl înconjoară sunt create simultan de cauze și de condiții, ele sunt în perpetuă schimbare și niciodată n-au un sfârșit. Cugetul uman, în perpetua sa schimbare, se aseamănă apei curgătoare a unui râu sau flăcării arzânde a unei lumânări. Asemenea unei maimuțe sare continuu dintr-un loc într-altul fără a se opri niciodată. Cel înțelept, văzând și auzind așa, trebuie să rupă acest atașament corporal, trebuie să rupă orice atașament corporal și spiritual dacă vrea să obțină iluminarea. 3. Există cinci lucruri imposibile în această lume. Primul, de a înceta îmbătrânirea când îmbătrânești. Al doilea, de a înceta boala când ești bolnav. Al treilea, de a opri moartea când ești pe cale de a muri. Al patrulea, de a împiedica descompunerea când este prezentă, și al cincilea, de a împiedica extenuarea. În această lume, toți oamenii obișnuiți, mai devreme sau mai târziu, termină prin a întâlni aceste necesități și majoritatea oamenilor, ca rezultat, suferă, dar cel ce a auzit învățătura lui Buddha nu va suferi, pentru că el știe că acestea sunt lucruri inevitabile. De asemenea, în lume există patru adevăruri. Primul, acela că toate viețuitoarele se nasc din ignoranță. Al doilea, tot ceea ce se dorește este inconstant, nesigur și plin de suferințe. Al treilea, tot ceea ce există este inconstant, nesigur și plin de suferințe. Al patrulea, în această lume nu există nimic pe care să-l poți identifica ca ego sau să-l poți numi al meu. Aceste adevăruri, în care orice lucru este inconstant. Trecător și fără ego, nu au legătură cu faptul apariției sau neapariției lui Buddha în această lume. Aceste adevăruri sunt incontestabile. Buddha știe aceasta și, prin urmare, propovăduie tuturor Drahma. Teoria cugetului solitar 1. Ignoranța și iluminarea ambele vin de la cuget și toate fenomenele rezultă din activități ale cugetului, la fel ca obiectele care apar. Din mânecile unui magician. Activitățile cugetului nu au limite, ele creează împrejurările vieții. Un spirit impur se înconjoară el însuși de lucruri impure, și un cuget pur se înconjoară de lucruri pure. De aici rezultă că tot ceea ce ne înconjoară nu are mai multe limite decât activitățile cugetului nostru. Asemenea, unui tablou lucrat de un pictor, la fel tot ceea ce ne înconjoară este produs de propriul nostru cuget. Mediul creat de Buddha este pur, dar cel creat de oameni este impur. Într-un singur tablou există o infinită varietate de detalii. La fel, cugetul uman creează propriul său mediu. În această lume nu se află nimic care să nu fie produs de cuget. Asemenea, cugetului omului, Buddha creează și toți ceilalți oameni fac la fel. Din acest punct de vedere, cugetul omului, Buddha și toți oamenii sunt la fel. Buddha înțelege perfect ceea ce este creat de cuget, așadar, ceea ce ajunge să înțeleagă acest lucru poate vedea pe adevăratul Buddha. 2. Cugetul care creează propria sa lume nu este niciodată eliberat de umbra sa. El regretă trecutul, se teme de viitor și se tânguie în prezent din cauza ignoranței și a pasiunilor sale. Lumea iluziei naște ignoranță și cupiditate. Tot acest ansamblu de cauze și de condiții interdependente nu există decât în cuget și în niciun alt loc. Viața și moartea se nasc din cuget și există în cuget. Când cugetul moare, lumea vieții și morții încetează odată cu el. Un cuget ignorant și rătăcit creează o viață de ignoranță și de rătăcire, înțelegând că lumea iluziei. Nu există în afara cugetului. Cugetul rătăcit devine clar și, când încetează să creeze o lume impură, dobândește iluminarea. În acest mod, lumea vieții și a morții este creată de cuget, aservită de el, guvernată de el. Cugetul este stăpân pe orice situație, lumea suferinței este născută de un cuget rătăcit. În concluzie, totul este controlat și guvernat, în primul rând, de cuget. Totul este creat de cuget. Așa cum roțile urmează boul care trage căruța, la fel suferința urmează persoana care vorbește și acționează cu o gândire impură. Dacă cineva vorbește și acționează cu un cuget bun, fericirea îl urmează asemeni umbrei sale. Cei care au făcut rău sunt urmați de gândul am făcut rău și amintirea faptului făcut îl magazinează în ei pentru a produce o inevitabilă retribuire în viețile următoare cei care acționează din acțiuni bune se bucură de binele pe care l-au făcut și se bucură și mai mult gândindu-se la fericirea care va curge în viețile următoare dacă cugetul este impur drumul va fi dur și penibil iar picioarele se vor împiedica vor exista multe prăbușiri și chinuri dar dacă cugetul este curat drumul va fi neted și călătoria fără piedici cel care are corpul pur și cugetul curat avansează spre starea de Buddha, distrugând vodul de egoism, de gândiri impure și de dorințe rele. Cel care are cugetul liniștit merge în pace și este capabil de a cultiva cugetul său zi și noapte, întotdeauna cu mai multă atenție. Starea reală a lucrurilor 1. Din moment ce orice lucru în această lume, provine dintr-un concurs de cauze și condiții, nu pot exista deosebiri fundamentale între lucruri. Deosebirile aparente vin din gândirile absurde și discriminante pe care le au oamenii. În cer nu există distinție între est și vest. Oamenii creează deosebire în propriul lor cuget și cred că este adevărat. În matematică, numerele care merg de la 1 la infinit, toate sunt complete în ele înseși și fiecare dintre ele nu comportă în el însuși cantități distincte. Totuși, Oamenii fac diferențieri între ele după conveniența lor pentru a efectua diverse operații. În procesul universal al devenirii nu există distinție intrinsecă între procesul vieții și cel al distrugerii. Oamenii sunt aceia care fac o discriminare, mindule naștere și moarte. În acțiune nu există deosebire între dreptate și falsitate, dar oamenii sunt cei care fac această discriminare după propria lor conveniență. Buddha se ferește de astfel de discriminări și el consideră lumea ca un nor care trece. Pentru Buddha, fiecare lucru definit este iluzoriu. El știe că tot ceea ce cugetul se sizează sau respinge este fără consistență. Astfel, el evită capcana aparențelor și a gândirii discriminante. 2. Oamenii se agață de lucruri pe care și le imaginează că le convin lor, tind spre sănătate, bogății, onoruri și se agață disperați de viață. Ei fac deosebiri arbitrare între existență și non-existență, între bine și rău, adevăr și eroare. Pentru oameni viața este o succesiune de dorințe și de afecțiuni și din cauza aceasta ei trebuie să îndure iluzia durerii și a suferinței. Era odată un om care făcea o călătorie lungă. Ajuns la marginea unui fluviu, gândind în sinea lui – pe această parte a fluviului este foarte dificil și periculos de mers. Pe cealaltă parte mi se pare mai ușor de mers și mai sigur, dar cum să fac pentru a-l traversa? Atunci a construit o plută din cren și stuf, ajungând astfel sănătos și teafăr pe celălalt mal al fluviului. El și-a zis atunci în sine, această plută mi-a fost foarte utilă pentru a traversa fluviul nu o voi abandona să putezească pe mal, ci o voi lua cu mine. În felul acesta s-a împovărat cu o povară inutilă. Se poate spune că acest om este înțelept? Această pildă arată că chiar un lucru bun devenit o povară inutilă trebuie să fie abandonat și cu atât mai mult dacă este un lucru rău. 3. Lucrurile nu vin și nu merg, ele nu apar și nu dispar, de aceea omul nu are nimic de câștigat, nu are nimic de pierdut. Buddha propovăduie faptul că lucrurile nici nu apar, nici nu dispar, ci ele transcedă simultan afirmarea existenței și negarea existenței. Aceasta înseamnă că fiecare lucru, fiind un concurs și o succesiune de cauze și de condiții, nu există realmente în el însuși, deci se poate spune că este inexistent. Dar, în același timp, fiindcă el este rezultatul concursului de cauze și de condiții, nu se poate spune că el este inexistent. A adera la un lucru din cauza frumuseții lui este o sursă a iluziei. Dacă nu se atașează la frumusețe, această falsă imaginație și această iluzie absurdă nu va avea loc. Iluminarea este înțelepciunea de a vedea acest adevăr și de a evita o astfel de iluzie stupidă. Lumea este într-adevăr ca un vis și comorile ei sunt un miraj seducător. Precum perspectiva dintr-un tablou, lucrurile nu au realitate în ele înseși, dar ele sunt ca o ceață de pe câmp. 4. A crede că lucrurile create printr-o serie incomensurabilă de cauze pot rămâne neschimbate este eroare gravă și se numește teoria permanenței. De asemenea, este o eroare gravă a crede că lucrurile dispar complet. Acesta este numită teoria non-existenței. Aceste noțiuni de viață eternă și de moarte eternă, de existență și de non-existență, non nu se aplică naturii esențiale a lucrurilor, ci numai înfățișărilor lor, în așa fel încât ele frapează ochii impuri ai omului. Din cauza dorințelor sale, omul se atașează acestor aparențe, dar în natura lor esențială lucrurile sunt libere de toate discriminările și de toate atașamentele. Din moment ce totul este creat de o serie de cauze și de condiții, aspectul lucrurilor se schimbă continuu. Aceasta înseamnă că ele nu posedă permanența pe care au avut-o substanțele autentice. Această schimbare continuă de aspect ne face să percepem lucrurile ca un miraj sau ca un vis, dar în ciuda acestei schimbări continue de aspect, lucrurile în natura lor esențială sunt constante și nu se schimbă. Unui om, I se pare un fluviu, dar pentru demonul înfometat care percepe apa ca o văpaie, fluviul seamănă cu focul. Dar a vorbi unui om despre existența unui fluviu ar avea un anume sens, dar a vorbi demonului despre aceasta n-ar avea sens. În același mod se poate spune despre toate lucrurile, lucrurile sunt ca iluziile, nu se poate spune nici că există, nici că nu există. În plus, este o eroare a identității această viață trecătoare ca viața imuabilă a adevărului. Pe de altă parte, nu se poate spune că alături de această lume de schimbări și de aparențe există o altă lume imuabilă și adevărată. Este, în același timp, o greșeală a privi această lume ca o lume efemeră sau a considera-o ca o lume reală. Însă ignoranții acestei lumi gândesc că lumea aceasta este reală și îi tind a acționa după această concepție absurdă. Dar cum această lume nu este decât iluzie, faptele lor fiind bazate pe eroare, nu pot să conducă decât la rău și la suferință. Însă înțeleptul, recunoscând că lumea nu este decât iluzie, nu acționează ca și cum ar fi reală și altfel scapă de suferință. Drumul de mijloc 1. Pentru cei ce aleg, cumul ce conduce la iluminare există două extreme – pe care ar trebui să aibă grijă a le evita. Prima este extrema gânduinței plăcerilor corpului. A doua este extrema opusă. Ea constă într-o regulă ascetică extremă, rezultând într-o tortură a corpului și a spiritului. Nobilul drum care transcedă aceste două extreme și conduce la iluminare, la înțelepciune, la pacea cugetului, poate fi numit drumul de mijloc. Ce este deci drumul de mijloc? Este drumul drept în opt părți, care sunt viziunea corectă, intenția corectă, vorbirea corectă, comportarea corectă, modul de a trăi corect, stăruința corectă, atenția corectă și concentrarea corectă. Așa cum s-a spus, toate lucrurile apar și dispar datorită unei serii infinite de cauze. Cei ignoranți gândesc viața în termen de existență sau non-existență. Cei înțelepți, mai presus de ei, văd viața dincolo de existență și non-existență, ca ceva care le depășește și pe una și pe cealaltă. Acest mod de a vedea este de asemenea drumul de mijloc. Să presupunem o buturugă care plutește pe un râu. Dacă nu se împiedică de un obstacol, ea nu se scufundă. Nu este prinsă de curenți sau nu este distrusă. Atunci ea va sfârși ajungând în mare. Viața este ca această buturugă în curentul unui mare râu. Dacă omul nu devine atașat de o viață de automulțumire sau devenind ascet, nu se atașează de o viață de chin. Dacă nu devine orgolios datorită virtuților sale, dacă nu este atașat de faptele reale, dacă în căutarea iluminării nu devine indiferent sau temător în fața iluziei, el urmează drumul de mijloc. Cum cineva urmează drumul iluminării, esențialul este să evite de a fi prins și antrenat de una dintre extreme, deci, întotdeauna trebuie urmat drumul de mijloc. Știind că lucrurile nu sunt nici existente, nici inexistente, și amintindu-și natura iluzorie a tuturor lucrurilor, omul trebuie să evite a se lăsa condus de orgoliu, de elogile datorate bunelor acțiuni. Trebuie să evite a fi dus și antrenat de orice alternativă. Dacă cineva vrea să evite a fi prins în curentul propriilor sale dorințe. Înainte de toate, trebuie să învețe să nu se agățe de lucruri, de teama de a se obișnui cu ele și de a li se atașa. Omul nu trebuie să se atașeze nici existenței, nici non-existenței, la nimic care să fie dinăuntru sau din afară, nici binelui, nici zăului, nici adevărului, nici erorii. Dacă cineva se atașează lucrurilor, chiar numai pentru un moment, în clipa aceea, începe viața de iluzie ce ce urmează nobilul drum al lui luminării nu trebuie să păstreze nici regretul trecutului, nici teama viitorului, dar cu un cuget echitabil și pașnic va trebui să ia lucrurile așa cum vin. Luminarea nu are formă definită, nici natura prin care ea se poate manifesta, așadar iluminarea poate să se lumineze ea însuși, dar nu poate fi iluminată de nimic altceva. Iluminarea Iluminarea există exclusiv în legătură cu ignoranța și deziluzia. Dacă acestea dispar, dispare și iluminarea. Și contrarul este la fel de adevărat. Ignoranța și deziluzia nu există decât în legătură cu iluminarea. Când iluminarea încetează, încetează deopotrivă și ignoranța și deziluzia. În urmare, omul trebuie să evite să gândească că iluminarea ar fi un obiect de acaparat. În caz contrar, ea însă își va deveni un obstacol. Când un spirit care se găsea în obscuritate ajunge la iluminare, el dispare și cu această dispariție, ceea ce noi numim iluminare, dispare de o potrivă. Atât timp cât doriți iluminarea ca un obiect de posedat, înseamnă că sunteți încă prinși în iluzie. Așadar, urmând drumul iluminării, nu trebuie să vă cramponați și, dacă dobândiți iluminarea, trebuie să o transcedeți a obține în acest sens iluminarea înseamnă că fiecare lucru este iluminarea în sine, așa cum este, așadar oamenii trebuie să urmeze drumul iluminării până când în gândirea lor pasiunile pământești și iluminarea vor fi identice, așa cum sunt ele în realitate. 4. Această concepție de unitate universală a ști că lucrurile în atroa lor esențială nu au semne distinctive, iată ceea ce se numește vacuitate. Sau, suniata. Vacuitatea înseamnă nesubstanțialitate, nenăscută, absență de natura proprie, non-dualitate. Aceasta este pentru că lucrurile în sine lor nu au nici formă, nici caracteristici care să putem spune despre ele că se nasc sau că sunt distruse. În natura esențială a lucrurilor nu există ceva care să poată fi descris în termeni de discriminare. De aceea putem spune că lucrurile sunt fără substanță. Așa cum au mai fost subliniat, toate lucrurile apar și dispar datorită concursului de cauze și condiții. Niciodată nu există ceva într-un mod total independent. Fiecare lucru este în relație cu un alt lucru. Pretul tindeni unde se află lumină se găsește întuneric. Peste tot unde se află lungime, se află scurtime. Pretul tindeni unde se află albul, se află negrul. În același fel... Cum natura proprie lucrurilor nu există într-un mod independent, se spune că lucrurile sunt fără substanță. Virtutea aceleași raționament, iluminarea nu poate exista fără ignoranță, nici ignoranța fără iluminare. Dar dacă lucrurile nu diferă în naturalul esențială, nu poate să existe dualitate. 5. Oamenii gândesc că ei înșiși sunt conectați cu nașterea și moartea, dar astfel de concepții nu sunt conforme cu realitatea. Când omul este capabil să înțeleagă acest adevăr, el a înțeles adevărul non-dualității, nașterii și morții. Pentru că oamenii au ideea unui ego-individualitate, ei se atașează ideii de posesiune, dar întrucât nu există ceva care să fie un ego, nu poate exista ceva care să fie o posesiune. Când cineva este capabil să înțeleagă acest adevăr, el este capabil a înțelege adevărul non-dualității. Oamenii se atașează de distinția dintre pur și impur, dar o astfel de distinție nu există în natura lucrurilor. Ea provine numai din imagine eronate și absurde din cugetul lor. În același mod, oamenii fac o distinție între bine și rău, dar binele și răul nu există independent unul de altul. Cei care urmează drumul iluminării știu că astfel de dualitate nu există și din cauza acesteia ei nu prea slăvesc binele, nici nu condamnă răul, nici nu disprețuiesc binele și arta răul. În mod natural, oamenii privesc nenorocirea cu teamă și aspiră la fericire. Dar, dacă se examinează cu grijă această deosebire, nenorocirea se dovedește a fi noroc, și norocul se dovedește a fi nenorocire. Înțeleptul învață să abordeze circunstanțele schimbătoare ale vieții cu un spirit egal, nefiind exaltat de succes, nici deprimat de eșec. Astfel, el înțelege adevărul non-dualității. Așadar, toate cuvintele care exprimă o dualitate, și anume existența și non-existența, pasiuni pământești și adevărata cunoaștere, puritate și impuritate, bine și rău, toți acești termeni care se opun în gândirea oricui nu sunt nici exprimați, nici recunoscuți în natura lor adevărată. Când oamenii se eliberează de astfel de termeni și de emoțiile pe care le stârnesc, atunci se realizează adevăratul univers de niata, vacuitatea. Tocmai florilor de lotus, toate pure și parfumate, care cresc mai degrabă în noroi unei mlaștini decât în solul unui teren îngrijit, la fel pura lumina stării lui Buddha răsare din gunoiul pasinilor mondene. Iar părerile eronate ale celor care greșesc și iluziile datorate pasiunilor pământești pot fi semințele stării lui Buddha. Un scafandru, ca să se asigure că găsește perle, trebuie să coboare pe fundul mării, înfruntând cu curaj pericole datorate coralilor zimțați și rechinilor lacom. Așa și omul trebuie să înfrunte pericole pasiunilor pământești dacă vrea să găsească perla prețioasă a iluminării. A început, el trebuie să se piardă printre stâncile ascuțite și abruptele ale egoismului și orgoliului, înainte de a se trezi în el dorința de a găsi un drum spre iluminare. Există o veche legendă care povestește că un sihastru avea o atât de mare dorință de a găsi adevăratul drum, încât s-a urcat pe un munte de săbii și s-a aruncat în foc, îndurând aceste încercări din cauza căutării sale interioare. Cel ce vrea să înfrunte pericolele drumului va găsi o briză răcuroasă pe munții săbilor ascuțite de egoism și în văpăile urii și va ajunge în sfârșit la rezultatul că egoismul și pasiunile pământești, cauza cărora a avut de luptat și suferit, sunt iluminarea însăși. Învățătura lui Buddha ne conduce la non-dualitate, departe de gândirea discriminantă a două lucruri aflate în conflict. Este o eroare a căuta ceva presupus a fi bun și just și a fugi pentru a scăpa de ceva presupus rău sau greșit. Dacă cineva insistă asupra ideii că totul este vid și trecător, se înșală tot atât de amarnică atunci când insistă asupra ideii că totul este imobil. Dacă o persoană se atașează egoului propriu, este o eroare, pentru că nu se poate salva de suferință. Dacă el crede că nu există ego, de asemenea este o eroare, și aceasta îl împiedică a pune în practică drumul adevărului. Dacă se afirmă că totul este suferință, de asemenea este o eroare. Dacă se pretinde că totul este fericire, este de asemenea o greșeală. Buddha ne învață drumul de mijloc, care depășește cele două concepte contrarii și transformă dualitatea în unitate.